Doamna dr. Andreea Moldovan este directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov. Este medic specialist, epidemiolog, specialist în boli infecțioase și a avut extraordinara disponibilitate și amabilitate ca în toată această nebunie și vâltoare să ne răspundă la niște întrebări extrem, extrem de importante care cu siguranță ne macină pe toți. Iată-le! În mod obsesiv și repetitiv pe rețelele sociale, dar nu numai, că lumea vorbește despre asta. Faptul că rata mortalității în cifre absolute transformate apoi nu e atât de mare și că n-ar trebui să fim speriați de coronavirus. Care e realitatea? Rata de deces în infecția cu COVID nu este foarte mare comparativ cu alte afecțiuni infecțioase. Este considerată între 2 până la 4%. Însă dacă ne gândim la răspândirea bolii și la numărul mare de persoane care sunt infectate sau urmează să fie infectate, ne putem gândi și imagina un scenariu sumbru în care, proporțional, și rata de persoane care mor poate să fie impresionantă. Deci rugămintea este exact aceeași din fiecare zi: stați acasă, feriți-vă, păziți-vă, nu îi lăsați pe cei vârstnici să iasă afară. De ce situația actuală cu răspândirea pandemică a coronavirusului este extrem, extrem de serioasă, gravă și trebuie să o și tratăm ca atare? De ce? Ne sperie mult infecția cu coronavirus pentru că vedem că se răspândește extrem de ușor, extrem de rapid. Vedem din ce în ce mai multe țări afectate și mai multe cazuri de la o zi la alta și din păcate vedem o rată care pare să fie în creștere de mortalitate comparativ cu ceea ce am știut inițial. E clar că nu avem imunitate împotriva acestui virus, e clar că ne prinde pe un picior greșit. Și față de ce spuneam la început, de asemenea că afectează în principal doar persoanele vârstnice sau cu comorbidități, vedem că sunt și persoane tinere fără alte afecțiuni care pot să fie afectate. Suntem practic destul de descoperiți în fața acestei infecții. Comparativ, gripa este o afecțiune cu care ne-am mai confruntat an de an în ultima perioadă, pe care o cunoaștem relativ bine, față de care ne-am obișnuit să fim prinși de asemenea pe picior greșit, dar fără să ne mai speriem atât de mult. Ceea ce mi se pare ciudat este că încă, deși avem față de gripă un aliat extrem de eficient, și anume vaccinarea, noi nu o aplicăm așa cum trebuie și încă sunt pacienți care se îmbolnăvesc din gripă și din păcate sunt mulți pacienți care încă decedează absolut inutil. Coronavirusul îi atacă doar pe bătrâni, îi atacă doar pe cei cu organismele slăbite sau îi poate ataca și pe cei tineri și pe copii? Cine este infectat cu coronavirus este automat în pericol de moarte? Din păcate, toată lumea este vulnerabilă la infecția cu COVID-19, dar cei mai vulnerabili sunt pacienții vârstnici, asociind și hipertensiune, diabet zaharat, afecțiuni oncologice sau alte cauze de imunodepresie, cum ar fi pacienții transplantați, pacienții cu afecțiuni autoimune care iau un tratament imunosupresor, gravidele, pacienții cu insuficiență hepatică sau renală sau cardiacă. La aceste categorii de pacienți, evoluția este de obicei mai nefavorabilă și cu un risc mai mare de agravare. De asemenea, în această categorie se includ și fumătorii, a căror evoluție s-a văzut în cazul cohortelor din China, a fost mult mai gravă decât în cazul pacienților nefumători. Bineînțeles că și copiii pot să dobândească boala, au fost cazuri recente depistate și diagnosticate la copii foarte mici, chiar la nou-născuți, însă în principiu ce s-a observat până acum studiind cazurile din China și ulterior cele din Europa, evoluția la copii este mult mai ușoară, mai scurtă și cu o recuperare mult mai rapidă și mai bună decât în cazul adulților. Circulă pe internet, circulă pe rețelele sociale un audio care îndeamnă oamenii să nu ia vitamina C, spunând că vitamina C ar putea să agraveze foarte mult simptomatica COVID-19. Cu alte cuvinte, ce facem, cum ne putem întări imunitatea, ce suplimente e bine să luăm, e bine sau nu să luăm vitamina C, e periculos, agravează vitamina C într-adevăr simptomele în cazul unei boli acute, unei infecții acute? Cum să ne poziționăm? Pentru că în principiu cu toții știm că vitamina C ajută și că un sistem imunitar puternic ar putea să treacă mai ușor peste boală și că e chiar indicat să ne întărim imunitatea. De ce nu chiar și cu vitamina C? Ce e mit, ce e realitate?
Vitamina C este una dintre puținele substanțe disponibile în prezent, care s-a dovedit în cadrul unor studii de specialitate, care aveau un rol în creșterea imunității. Însă eu merg întotdeauna pe creșterea din timp a imunității și nu doar în situații de criză. Printr-un regim de viață echilibrat, prin odihnă corespunzătoare, prin alimentație sănătoasă, prin sport, prin evitarea stresului, atât cât putem să o facem. Cred că este mult mai important să aplicăm aceste metode zi de zi decât să ne apucăm să luăm cantități enorme de vitamina C. Nu este o bază științifică a neadministrării vitaminei C în infecțiile cu COVID. Nu potențiază evoluția nefavorabilă a infecției și nu potențiază efectele virusului respectiv, deci poate să fie luată, însă poate că nu ar trebui să-i punem atât de multă eficacitate și atât de multe efecte bune pe cât se vehiculează în prezent în spațiul media și în articolele pe care le-am mai văzut. Da, pentru o imunitate consolidată în timp și construită cu minte și ardele nește, pentru că aceasta este cu siguranță cea mai bună armă de luptă împotriva infecției cu COVID. Care e relația din ceea ce am putea să luăm pentru a ne întări imunitatea și reacția autoimună pe care o declanșează coronavirusul? Ce e bine să luăm, ce nu e bine să luăm, de ce să ne ferim, care este un tratament indicat? E ceva de care trebuie să stăm deoparte, nu știu, poate antiinflamatoarele sau antifebrilele sau ce e de luat, ce nu e de luat? În tratamentul infecției cu COVID-19 nu există deocamdată un algoritm foarte bine stabilit și nu există un consens general valabil, pentru că, de fapt, toate terapiile sunt încă în faza de studiu, nu și-au arătat încă efectele lor finale și definitive și atunci o concluzie este greu deocamdată de tras. Recomandările de tratament care se fac la noi în țară sunt considerate off-label, ceea ce înseamnă că fiecare unitate medicală trebuie să aplice terapiile antivirale pe care le consideră cele mai eficace și cele mai utile pacientului. Ceea ce noi putem să facem este să administrăm un tratament simptomatic suplimentar care să ajute organismul să treacă mai ușor prin boală. Tratamentul simptomatic înseamnă paracetamol, antiinflamatoarele nesteroidiene, din care și ibuprofenul face parte, sunt controversate și nu există încă o concluzie finală asupra lor, dacă să le luăm sau nu. Vitamina C, de care am vorbit anterior, care poate că ajută și cu siguranță nu cauzează, însă cel mai important este o hidratare corespunzătoare și un regim de viață echilibrat. Cum trebuie să procedăm dacă bănuim că suntem infectați cu coronavirus? Când e de chemat salvarea? Cum recunoaștem simptomele bolii? Ținând cont că infecția cu coronavirus se răspândește extrem de ușor, este mai mult decât important să evităm deplasările atunci când avem semne sau simptome clinice de boală. Acestea sunt simptomele respiratorii, care evoluează cu febră, cu dureri în gât, cu senzație de respirație dificilă și cu tuse. Atunci când acestor simptome li se asociază și factori epidemiologici, și anume călătorie în ultimele 14 zile în zone la risc, dar în prezent cam toată Europa devine o zonă la risc, sau contact cu pacient suspect sau confirmat cu infecție COVID, sau personal medical care lucrează cu pacienți cu infecție COVID, atunci este foarte important să ne gândim că este un risc ca și noi să fi dobândit infecția cu COVID-19. Deci, practic, simptomatologie clinică asociată cu factori epidemiologici. În această situație, rugămintea este să nu mergeți la medicul de familie personal, să nu vă deplasați personal la spital, ci întotdeauna să contactați fie acel tel verde 0800 800 358, fie medicul de familie, fie apel la 112, care vor fi după aceea persoanele și capacitățile necesare care să vă îndrume ulterior spre pașii următori de urmat. În cazul în care există o suspiciune clinică și epidemiologică de infecție cu COVID-19, atunci veți fi direcționat de către cele trei structuri spre spitalul de boli infecțioase, unde vi se va face o anamneză atentă și se va decide conduita ulterioară. Cum ne putem pregăti cel mai bine în această perioadă când planează riscul de a ne îmbolnăvi de coronavirus? Cum putem să ne pregătim cel mai bine din punct de vedere imunitar? În ceea ce privește prevenția transmiterii infecției cu COVID-19,
Să ne gândim foarte simplu la căile de transmitere. Una este cea prin picături de salivă eliminate în timpul vorbirii, tusei sau strănutului, iar cea de-a doua este prin atingerea cu mâna a suprafețelor contaminate cu virusul, pe care după aceea le ducem murdare la gură, nas și ochi. Și atunci este foarte simplu să ne gândim cum putem preveni infecția. Și anume, având o igienă respiratorie corectă, asta înseamnă să păstrăm minimum un metru față de persoana cu care vorbim, pentru că între noi doi întotdeauna picături de salivă încărcate cu virus eliminate prin orofluge se vor elimina sau vor cădea datorită gravitației, sau 2 metri dacă pacientul sau persoana cu care comunicăm tușește sau strănută. De asemenea, este important să evităm aglomerație, tocmai pentru că acolo se produce o concentrare mai mare de virus. Este extrem de important că atunci când tușim sau strănutăm să nu o facem în mână, după care mâna să o punem pe toate suprafețele posibile și imposibile, ci să o facem fie într-o batistă curată de hârtie pe care o aruncăm, nu o refolosim, fie dacă nu în plica cotului. Atunci când folosim o batistă de hârtie, este foarte important ca după aruncarea acesteia să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun, nu trebuie nimic altceva, tocmai pentru a îndepărta virusurile care pot să ajungă la nivelul mâinii. Igiena mâinilor este importantă pentru că reprezintă o cale principală de transmitere a infecției de la persoana infectată la persoana receptivă, atingând cu mâna murdară mucoasele gurii, nasului sau ochilor, astfel încât transmiterea este mai mult decât facilă. Și atunci rugămintea este pentru igiena respirației și în egală măsură pentru igiena mâinilor. Se recomandă izolarea, se recomandă evitarea oricărei forme de aglomerație. Ce putem face greșit dacă stăm în casă? Care sunt greșelile pe care le putem face dacă stăm în casă? De ce să ne ferim? Sau mai exact, la ce să avem grijă în perioada asta în care vom sta foarte, foarte, foarte mult în casă? Riscul din punct de vedere al infecției cu COVID-19 nu prea avem dacă stăm în casă. Cel mult dacă cineva vine din afară și ne poate aduce virusul în casă. Să în rest nu avem risc din acest punct de vedere. Izolarea este utilă tocmai pentru a evita aglomerațiile și transmiterea interumană extrem de facilă a virusului. Ce trebuie să facem acasă? Să stăm liniștiți, să avem activități absolut obișnuite, să ne hidratăm corespunzător, să mâncăm sănătos, pentru că acestea sunt modurile prin care noi putem indirect să ne creștem imunitatea. Care e contagiozitatea virusului? Care e contagiozitatea coronavirusului pe obiecte, pe suprafețe și care e rezistența lui în timp în funcție de aceste obiecte? Virusul COVID-19 nu este un virus extrem de rezistent. Inițial s-a spus că persistă puțin timp în aer, acum se spune că poate să persiste în aer o perioadă mai lungă de timp sub formă microparticulelor. Odată ce ajunge pe suprafețe, el poate să supraviețuiască în condiții normale de temperatură și umiditate, cam cum avem noi fiecare în casă, timp de câteva zile. Însă este distrus foarte ușor prin ștergere cu o lavetă îmbibată în soluție clorigenă, practic 1:2, sau dacă nu, ștergere cu o lavetă impregnată într-o soluție alcoolică. Aici referindu-mă la ceea ce trebuie făcut la domiciliu. În spitale, bineînțeles că avem dezinfectanți de nivel mediu și înalt, care au capacitatea să distrugă acest virus. Putem să ne trezim că am adus coronavirus în casă pe talpa pantofului? Da, putem să-l aducem și pe talpa pantofului în casă, doar că noi știm deja foarte bine că atunci când ajungem acasă ne descălțăm, după care mergem și ne spălăm pe mâini. Nu are un impact foarte mare dacă este pe talpa pantofului, pentru că noi niciodată nu vom pune mâna pe jos să ștergem parchetul cu mâna, după care să mâncăm cu mâna murdară. Acest lucru deja îl știm cu toții. Igiena mâinilor este foarte importantă în prevenția multor boli infecțioase, inclusiv a infecției cu COVID-19. Care e ciclicitatea acestui virus? La ce ar trebui să ne așteptăm? Dispare acum, pe început, pe final de primăvară, început de vară? Cât ar mai dura? Când ne așteptăm să revină? E posibil să revină într-o formă sau alta la toamnă, la iarnă, la anul? Chiar am văzut astăzi o simulare. Se așteaptă în săptămânile următoare o creștere importantă a numărului de cazuri, urmând ca, în cazul reușirii aplicării unor metode eficiente de prevenție și în cazul unei imunități bune, aș spune, a populației,
vârful epidemiei să se stingă undeva în apropierea verii. Ceea ce sper eu foarte mult este să se pună la punct și să se elaboreze și să se studieze în faze 1, 2, 3 un vaccin care să permită persoanelor neimunizate care nu au trecut prin boală să se protejeze eficient de infecția cu coronavirus 19. Este o problemă foarte mare și aici este foarte important ca toate eforturile medicilor, pacienților, cercetătorilor să fie făcute spre limitarea diseminării infecției și spre găsirea unor soluții terapeutice cât mai rapide. Nu cred foarte mult în venirea căldurii și dispariția infecției cu coronavirus. Poate se va decela o scădere a incidenței infecțiilor, dar nu ne putem aștepta ca doar prin căldură noi să rezolvăm problema. În ce chei ar trebui să interpretăm politica de sănătate publică practicată în Germania, practicată în Marea Britanie, unde se merge pe o imunitate sau pe o imunizare, mai corect spus, în masă și pe o imunitate de grup care trebuie generată în timp? Politica Angliei și a Suediei mi se pare mai mult decât periculoasă, pentru că este un gen de atitudine prin care tu îți expui populația la o infecție virală, așteptând să apară imunitatea. Așa ar trebui să fie, pentru că există acel efect de turmă în cazul bolilor infecțioase, în care cu cât mai mult sunt imunizați, cu atât eficacitatea măsurilor de prevenție este mai bună și riscul de apariție a infecțiilor mai mic. Însă nu sunt de acord să-ți lași oamenii să se infecteze în modul acesta. Părerea mea este că e foarte important să te lupți, să te bați, să nu te lași oarecum liber în fața evoluției infecției. Este important să o prevenim. Vom vedea în viitorul nu foarte îndepărtat dacă atitudinea Suediei sau a Angliei este corectă sau nu din punct de vedere medical și etic. Vom vedea.